România, așa că la Universitatea România, nu? Da. Mă bucur să vă întâlnesc din nou. Bine ați venit la noi, vă subțite. Intrăm în biserică și facem salutări. Să-i asigurați rugăciunea noastră pentru țara noastră natală,
dar mai ales să atestați faptul că noi, cei de aici, chiar dacă atât de departe de casă, încercăm mereu să ducem mai departe ceea ce am primit de la părinții și bunicii noștri, continuând să le punem mărturie pentru integrarea noastră în societatea în care trăim, dar mai ales în Biserica lui Hristos Iisus. Încă o dată, cu 14 ani în urmă am fost și la sărbătoarea Crăciunului și la sărbătoarea Paștelui, deci așa am așa pe părinte de Cerro, în plăcere plăcă de spoveți și am rămas atât de profund marcat de prezența dumneavoastră cu număr atât de mare de comunitate, atât de vie. Sigur că sunt valori pe care ați purtat de acasă și ați venit adevărați misionari de mult aici în Italia și trăind văd mai departe credința dumneavoastră. Dacă la repetea de la ora 9 au fost prezenți care erați în pentru mine, am înțeles că acum sunt cu cei care se pregătesc cu o Sfânta Căsătorie. Vă bucur tare mult și vă doresc din inimă o casă, se spune de obicei, de piatră. De piatră, răspundați-o pe piatră, adică bazată pe credință de Hristos care să dea stabilitate și care să aducă bucurie, să fiți familii, modem pentru toți cei care privesc să se vor. Aduși sau nu trebuie să-mi spune Sfântul Ungeț și încă vrem să participăm la această Sfântă Liturghie în care vă rog special pentru dumneavoastră, pentru cei dragi, pentru cei de acasă, pentru cei mici și pentru cei refuzați, pentru toți cei care sunt la nivel, cum spunea atât de frumos în cuvântul de început. Întotdeauna v-ați arătat deschiși pentru proiecte caritative, pentru cei care suferă. Dumnezeu să vă răspundească, nu sutiți aici și dincolo cu viața veșnică. Vă mulțumesc!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Lecturile Sfinte din această duminică vor să ne ajute să dăm un răspuns la problemele care întotdeauna au ridicat anumite obiecții în trăirea creștină, problema suferinței și a morții. Ne recunoaștem păcatele cele mentale, pentru ca Duhul Sfânt să poată să pătrundă ființa noastră, pentru ca să știți să dăm un răspuns corect acestor realități, care să ne apropie mai mult de Dumnezeu și să nu ne depărteze de El. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și cu misiunea mea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea mă rog pe Sfânta Maria, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob.
Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-L privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut necazul poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele lor din cauza asupritorilor. Îi cunosc durerea. Am coborât ca să-L scot din mâna egiptenilor și să-L fac să urce din țara aceea într-o țară bună și întinsă, într-o țară în care curge lapte și miere. Moise i-a zis lui Dumnezeu, iată, eu voi merge la fiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și dacă mă vor întreba care este numele lui, ce să le spun? Dumnezeu i-a zis lui Moise, eu sunt cel care sunt. Și a adăugat, așa să le spui fiilor lui Israel. Eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu i-a mai zis lui Moise. Așa să le spui fiilor lui Israel. Domnul Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Aceasta este amintirea mea din generație în generație. Cuvântul Domnului. Spirituală și toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că ei beau din stânca spirituală care e urma, iar stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele așa cum au dorit ei. Nici să nu murmurați, așa cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți
de Îngerul Mincitor. Aceste lucruri mi s-au întâmplat ca să fie un exemplu și au fost scrise ca avertizare pentru noi, cei la care a ajuns sfârșitul fiacurilor, așa încât cel care crede că se ține de picioare să vadă ca să nu cadă. Cuvântul Domnului. Sau vi se pare că cei 18 peste care a căzut turnul din Siloe și i-au ucis erau mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel. Apoi ne-a spus această parabolă. Un om a plantat un smochin în via sa și a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit. Și a spus viticultorului: iată, sunt 3 ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Taie-l. De ce să mai secătuiască pământul? Acesta, răspunzând, i-a zis: stăpâne, mai lasă-l și anul acesta pentru ca să-l sap de jur împrejur și să-i pun cu noi la rădăcină. Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia. Cuvântul Domnului. Îndurător și milostiv este Domnul. Prea cu ce vici, părinți, dragi copii și tineri, iubiți frați și surori în Hristos. Suntem în timpul Sfânt al Postului Mare, un timp de binecuvântat. Un timp care, prin lecturile care ne sunt propuse spre atenditate, ne ajută să dăm răspuns la problemele fundamentale ale vieții noastre. Și, așa cum vă spuneam la începutul Sfintei Liturghii, lecturile proclamate la această Sfântă Liturghie ne ajută să înțelegem mai cum atât cât putem noi ca oameni, pentru că trebuie să ne recunoaștem limitele. Nu putem înțelege totul, nu putem ști totul, nu suntem Dumnezei, suntem oameni. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, prin astea Duhul Sfânt, putem înțelege atât cât este necesar pentru ca să putem să ne pierdem credința, speranța și iubirea.
Mai ales în contextul războiului din Ucraina și duminica trecută și sâmbătă am fost în acea zonă și am întâlnit mulți refugiați. Am întâlnit persoane întunerate, persoane înfricoșate și poate ca și ei și unii dintre noi care poate avem uneori anumite greutăți. Atunci când ne întâlnim cu suferința, suntem tentați să întrebăm, Doamne, de ce? Doamne, de ce tocmai mie? Doamne, de ce tocmai acum? Niciodată nu suntem pregătiți pentru suferință și este normal să fie așa. Pentru că noi am fost creați pentru lucruri mari, am fost creați pentru cer, pentru paradis. Lumea în care trăim nu este lumea voită de Dumnezeu. Este o lume pe care am creat-o noi, prin păcatul nostru. Cartea Înțelepciunii spune atât de clar, prin viclenia celui rău, a intrat în lume suferința și moartea. Iată așadar lucruri foarte clar pe care vreau să le reținem. Nu Dumnezeu a avut suferința, nu Dumnezeu a avut moartea. Sunt rezultatul alegerilor noastre greșite. Ce a făcut Dumnezeu? În această lume plină de dezordine, de păcate, îl trimite pe însuși Fiul Său, care coboară pe pământ, ia asupra Sa suferința și moartea și astfel le dă sens. Încât cel care crede în Dumnezeu, știe că atunci când suferă, poate să unească suferința sa cu suferința lui Hristos, care dobândește o valoare extraordinară, o valoare de mântuire pe care trebuie va ajuta pe cei de dincolo, care poate încă nu se află la Dumnezeu, ne-au desfășit, ne putem ajuta semenii, ne putem ruga pentru întoarcerea păcătoșilor, pentru pace, ne putem ruga atâtea și atâtea lucruri extraordinare. Sau dacă vrem să rugăm mai proaspăt, ca să înțelegem mai ușor, este tocmai ceea ce face farmacistul, care ia veninul otrăvitor al șarpelui și îl transformă în farmacia lui într-un medicament dătător de viață. Așa a făcut Hristos. A luat asupra sa suferința și moartea și a dat o valoare de mântuire, pentru că toți cei care suferă devin împreună cu Hristos părtași la răscumpărarea lumii întregi. Iată ce perspectivă frumoasă, extraordinară, de lumina Evangheliei. Iată cum trebuie să ne înțelegem noi pe Hristos, pe Dumnezeu. De totdeauna omul a vrut să cunoască pe Dumnezeu și s-a întrebat pentru Dumnezeu, rămâne un mister, cât am vrea noi, nu putem limita pe Dumnezeu cel nelimitat. Nu putem defini pe Dumnezeu cel infinit. Dar putem pătrunde atât cât este necesar în acest mister al lui Dumnezeu și este foarte important să găsim răspunsuri corecte la întrebarea pe care și noi s-a pus-o Domnului, dacă nu vă îngerba fiul lui Israel, ce să le spun, cine ești tu, Doamne, care este numele tău, pentru că numele de Sfânta Scriptură înseamnă esența persoanei. Numai că, din păcate, unii oameni încearcă să găsească răspuns la această întrebare nu acolo de normal, ci în altă parte. De câte ori greșim și noi atunci când exprimăm anumite opinii cu vedere la persoane pe care poate le-am văzut prima dată. Și chetăm că nu este bun, că este gelos, că este invidios, că este răutăcios. Pentru a cunoaște persoana, trebuie să te apropii de ea. Trebuie să o înțelegi, trebuie să o cunoști. Ori dacă noi vrem să înțelegem pe Dumnezeu, să știm cine este Dumnezeu, trebuie să ne apropiem de Sfânta Scriptură. Acolo este locul binecuvântat, locul excelent în care Dumnezeu s-a revelat. Spune Concilul Vatican II, cum s-a revelat? Gestis verbis de. Prin cuvântul Său și prin faptele pe care le-a săvârșit. Sunt unii care gândesc, deși despre Dumnezeu, că Dumnezeu a zis în fața răului, în fața suferinței, a creat lumea de care a uitat. Nu-i mai farsă lui Dumnezeu de această lume. Foarte greșit.
Dumnezeu crea primirea din iubire. Și dacă ne apropiem de Evanghelie, Evanghelistul Ioan, singurul care a mers până sub calvar, sub crucea lui Hristos, după zeci de ani de meditare, scrie în Evanghelie, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unigenit, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Alții aveau un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu polițist. Când greșește cineva, un om, altcineva, Dumnezeu imediat se intervine și se pedepsească. Este exact ceea ce am ascultat în Evanghelia lui Lucii. Vin la Hristos și povestesc de ceea ce s-a întâmplat cu unii galileeni, probabil că erau dintre aceia care încercau să lupte împotriva romanilor și Pilat, când le dau o lecție, i-au vrut, chiar sângele lor, l-au amestecat cu sângele jertfit idolilor. Era cea mai mare bacioforă pusă la adresa lor. Și mie cu un alt caz, un turc cu un obisire prăbușit și-o moară 18 oameni. Și probabil, pe mentalitatea lor, cei care aduc aceste vezi, aceste noutăți la nașterea lui Iisus, așteptau ca să spună Iisus, da, a fost ticăloși, iată, Dumnezeu a pedepsit. Și iată din nou răspunsul dat de Sfânta Scriptură. Iisus Hristos a venit pe pământ pentru a arăta chipul milostivirii lui Dumnezeu, nu să judece lumea, ci să o mântuiască. În 2016 a scris Papa o scrisoare foarte frumoasă, Misericordiae Vultus. Iisus venit pe pământ, arată chipul milostivirii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea întoarcerea păcătoșilor, vrea iertarea omului. Și spuneam aceste scrisoare atât de frumos că Sfânta Spoadă este acel loc, acel binecuvântat loc în care noi putem simți parcă cu mâna milostivirea lui Dumnezeu, care ne ia, care ne eliberează. Iată cât de important este să găsim răspunsul potrivit acolo unde îl putem găsi cu adevărat, nu ceea ce spune alții. Și iarăși mai sunt unii care încearcă să recurgă la Dumnezeu doar când au un necaz, când au o încercare. Nu așa este Dumnezeu în adevărat. Și ca să vedem mai clar că povestesc un fapt care s-a întâmplat cu câțiva din urmă, o bătrânică, ce trăia într-un loc mai izolat, nu că era acasă la biserică, văzând că vine o iarnă grea, având lemne puține, în ignoranța ei s-a gândit să-i scrie o scrisoare lui Dumnezeu. Și așa cum știa să scrie, se vedea de pe plic, că era o femeie mai puțin cultivată, spune, Doamne, sunt o bătrână, vine iarna, n-am lemne, te rog să-mi trimiți 6 milioane de lei, 600 de lei, bani de toate, pentru ca să cumpăr o căruță de lemne. Plătește plicul, pune scrisoarea la poștă și cred că vă dați seama de dificultatea lucrătorilor de la poștă când au primit acel plic cu destinatar pentru Dumnezeu. S-au adunat, s-au venit și dirigintele poștei și sigur, au căzut de acord, nu seama că e vorba după schimb o persoană probabil în vârstă și ceea ce se așteptau și găsit. Acel plăținut și atunci mișcați de sare care se face cea bătrânică, au pus mâna de la mână și au adunat 300 de lei pe care i-au trimis prima dată poștal acele persoane sărace. Dar nu care a fost mirarea când după alte două săptămâni se trezesc un pic asemănător. Îl deschid și ce trebuie să scrie de data aceasta? Doamne, te rog să mai trimiți încă 300 de lei, pentru că poți ieși de la poștă, nu fără jumătate. Da, este încalzibil, dar este și de plâns. Pentru că atunci când noi nu știm să îl găsim pe Dumnezeu acolo unde El s-a revelat, atunci când ne face propriile noastre idei despre Dumnezeu, iată, până și binefăcătorii noștri, până și cei care vor să ne ajute, devin hoți, devin dușmani. Deci, haideți, recordând la Sfânta Scriptură, la același apostol și evanghelist Ioan, să găsim răspunsul cel mai simplu și cel mai complet în același timp. Aici este frumusețe. Trei cuvinte care îmi spun totul despre Dumnezeu. Și anume,
Dumnezeu este iubire. Dacă plecăm de aici, dacă mergem de aici, iată, credința ne luminează pașii, credința ne luminează viața. Dumnezeu este iubire. O iubire gata să vină la ajutorul nostru, dar care nu poate veni în viața omului cu forța. Dumnezeu vine și intră numai în acest suflet care deschide ușa inimii. În acea familie în care îi se deschide ușa, nu forțează nota. Nu forțează ușa. Iisus se respectă libertatea omului. Suntem singurile creaturi care avem acest mare tare binecuvântat, libertatea. Și Dumnezeu respectă cu orice preț. Chiar și când facem alegeri greșite, Dumnezeu nu intervine pentru că El ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Iată de ce atâta de, iată de ce atâta de norocit. Pentru că omul face alegeri greșite. Cei care nu-ți aminte vârstă, vă amintiți de 11 septembrie 2001. Toți au rămas înlăbăriți când de cele două turnuri gemene au fost spulberate de fața Pământului și s-au văzut mult. După 3 luni, la o emisiune religioasă pe Rai 1, îmi amintesc, urmăream de niște că făceau comentarii cu privire la Evanghelia care se începea de unică. Și Daniela canta la mesa, vine și dă o oarecare explicație cu privire la ceea ce se întâmplase cu puțin timp înainte. Și era un subiect foarte actual atunci. A spus că avea un preot misionar, prieten de-a lui, în America. Și l-a încercat să explice ceea ce se întâmpla pe felul următor. Spunea că America avea un proiect în care vreau să schimbe inscripția de pe dolar. Nu s-a mai schimbat și de aceea dacă găsiți un dolar, veți acolo scrie în limba engleză, tradus, noi ne credem în Dumnezeu. Dar proiectul vrea să schimbe aceste cuvinte cu noi ne credem în noi și în civilizația pe care am construit-o. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Nu trimitem la plimbare. Ne distrugem noi, ale batite. Și plin de orgol față de tot ceea ce a reușit să realizeze, iată că îl îndepărtau pe Dumnezeu. Și Dumnezeu respectă libertatea omului. Când Dumnezeu este trimis, El pleacă. Dar cine vine? Când Dumnezeu pleacă, în acel loc lăsat bol, vine altcineva. Și îmi amintesc că un ziar, de atunci de România, în prima pagină, a publicat sub fotografie, realizată de un specialist care a imortalizat acel punct de voi care se ridica și care se putea vedea chipul satanic. Când Dumnezeu pleacă, vine altcineva. Și câte vă amintiți, acel popor, fiind de sine orgolios, îl puteai vedea atunci, cu rugălări aprinse în mâini, în genunchiați, rugându-se și cerând ajutorul lui Dumnezeu. Chiar și pe o mare clădire din Las Vegas, apăruse scris cu litere de șoapă, o națiune sub privirea lui Dumnezeu. Iată așadar cât de important este ca noi să avem această relație de prietenie, de răspuns la iubirea lui Dumnezeu cu iubirea noastră. Ce frumos că dumneavoastră v-ați făcut timp astăzi, deși aveați atâtea alternative, să fiți aici în casa Domnului, să-L întâlniți pe Hristos care este iubire, care a venit pentru noi, care a venit pentru noi și care are un plan minunat cu fiecare dintre noi. Vrea să ne vadă împliniți. Pentru că atunci când Dumnezeu este primit, deja noi anticipăm o probabilă care măsură atât cât se poate pe acest pământ paradisul. Pentru că poți să dea oricât, dacă nu ai pe Dumnezeu, nu ești fericit. Și nu poate să nu ai stiful necesar și noi preoții de atâtea ori întâlnim persoane boli corabile, persoane care au atâtea necazuri, dar care sunt vieți, care au multă speranță, pentru că au pe Dumnezeu. Și știu că ultimul răspuns îl dă Dumnezeu, cu cel rău. Iată așadar, vă felicit pentru că sunteți în număr atât de mare astăzi la biserică și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Său, fiind de încurajare,
într-o lume dezorientată, într-o lume în care se va avea amenințări, într-o lume care parcă este debusolată. Iată, nu ne pierdem încrederea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie călăuză pentru pașii noștri, fărbie pentru pașii noștri. Și de nou trebuie să găsim motive de speranță. Și închid cu un exemplu care să ne ajute să găsim motiv pentru a mulțumi lui Dumnezeu. Un văd de el care a fost la multă vârstă și nu prea mai citea ziarul, a continuat să rămână abonat la un ziar pe care îl primea fiecare zi. Și sigur că poștașul știind că nu mai citește, îl întreabă, totuși, de ce cumpărați ziarul dacă nu citiți? Totuși, bătrânul simpatic spune, după ce îl prind ziarul, dau la ochi la pagină și mă uit la rubrica de cese. Și când văd că numele meu nu este trecut acolo, îngenunchez și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că mai dat într-o zi. Dar frumoasă imagine. Noi când te ții dimineața să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că mai dat într-o zi. Îți mulțumesc pentru că ai încredere în mine. Ajută-mă să fac bine și orice în jurul meu. Ajută-mă să trăiesc la un adevărat creștin. Ajută-mă ca prin cuvintele și faptele mele să fiu sarea Pământului și lumina Lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și acum împreună să ne mărturisim credința, credința pe care am să o trăim prin cuvintele și faptele noastre. Cred în Trunul Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, călăuzește poporul Tău pe calea pocăinței. Fă ca toți cei botezați să fie una în credință. Salvează pe cei păcătoși și înmoaie inimile împietrite. Dezvăluie celor necredincioși tainele pline de farmec ale vieții creștine. Ușurează durerile celor bolnavi și necazurile celor săraci. Fă ca parohia noastră să-și reînnoiască viața creștină. Dumnezeule Părinte Atotputernic, te rugăm, privește spre slujitorul tău, Monsenior Roberto Recole, și întărește-l cu harurile tale în noua misiune de episcop al acestei dieceze. Inspiră de responsabilul acestei lumi gânduri de pace pentru Ucraina și întreaga lume. Te rugăm, Dumnezeu de milostiv, Tu privești cu onorare la toți cei care se întorc la Tine și te caută. Pune și pe noi părtași de îndurarea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Să ne străduim și noi să ne iertăm
ale fraților noștri, prin Hristos, Domnul nostru. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai îngrădincit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Aduți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francis, cu Episcopul nostru, Cezar, cu Episcopul aici prezent, Petru, și cu tot clerul. Aduți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța mirii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, Maică, de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrătricim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. În Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Același duc, să ne rugăm Tatălui Ceresc, așa cum ne-a învățat Hristos Domnul. Tatăl nostru, care ești în cerere, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră stărăcea pe toate zilele, că nu mă lasă și ne ia ca nouă și șerele noastre, precum și noi Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim în cururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Nu primi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii.
Fericiți cei chemați la ospățul Mielului. În mod special și înainte de terminarea acestei Sfinte Liturghii,
așa cum am promis logodnicilor. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați răspuns invitației noastre de a începe drumul de pregătire pentru Sfânta Căsătorie în această Sfântă Liturghie, în această Sfântă Duminică, nu departe de sărbătoarea Sfântului Iosif, pe care am celebrat-o ieri. Iată, prin fericirea Sfântului Iosif, a preasfintei Fecioare Marie de Muntele Carmel, și a tuturor nostru sfinți, bine, care ne patron, care ne ocrotesc și ne ajută, iată, drumul vostru de pregătire să fie o binecuvântare. Să simțiți pe Hristos aproape, să simțiți puterea și apropierea rugăciunii comunității din care voi faceți parte aici în Torino. Iată, preasfințite, aș ruga, dacă puțină răbdare pentru toți, un mic semn, să le rămânăm logodnicilor, fiecare pereche în parte, cuvântul, o Biblie. O Biblie și un mic semn, un simbol. Nu avem exemplare pentru acest simbol, un gând frumos, nu avem pentru toți, dar pentru sâmbătă următoare vor să ajungă. Nu le-am găsit pe toate la Biblie, dar vă promit pentru sâmbătă viitoare, care va fi prima întâlnire în Torino, aici. Vom înmâna și acel semn. Pentru primul 11, dar pentru toți este Sfânta Liturghie, este Sfânta Biblie, vedeți. Dragi logodnici, cuvântul lui Dumnezeu să fie lumină și călăuză pe drumul pe care îl începeți astăzi. Acum, în numele comunității, am vrea să îi mulțumim din nou și să-i cântăm la mulțea preasfințitului, făcându-i sau dăruindu-i gândul, cadoul pe care l-am pregătit pentru Sfinția sa. Ca semn de mulțumire, un simplu material, dar făcut din toată inima. Ne ridicăm în picioare și vedem împreună la față. Să vă spun două condiții la care sunt de răbdare.
deosebită pentru mine să participăm astăzi la sărbătorie, la ora 9 și la ora 11. Și vă mulțumesc tare mult chiar acum de introducere, că sunt atât de multe bune, atât de frumoase pe care le avem împreună și este atât de frumos când vii de parte de casă și găsești o comunitate atât de vie. Fericit pe părinții care vă călăuzesc, părintele Iulian și părintele Gabriel, pentru această viață frumoasă creștină, pentru că pe viața care de Sfântului Botez celebrat, au fost Sfinte Spovenții, de Împărtășanii, au fost cei de întâlniri al Chirelau la Nouă, dovornici pentru căsătorie, ea de o viață sacramentală, care arată o comunitate vie, care trăiește credința. Este extraordinar și vă mulțumesc tare mult. Apoi știu că aici la Torino, numai în anul 14 ani când am fost, dar și înainte și după întotdeauna dumneavoastră, nu ați uitat de proiectele frumoase care tatile de acasă și mereu ați fost atenți, mereu ați fost sensibili. Și astăzi am fost în sacristie, ați făcut acel anunț, pentru că, sigur, sunt multe necesități și nici nu știu dinainte unde va fi proclamat ceea ce este dat de dumneavoastră, unde e mai mare nevoie. Eu, în numele celor care se vor bucura de feta dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet. Și Domnul care a promis și pentru un an de apă proaspătă răsărată, să vă dea însuțit aici pe pământ și dincolo fericirea veșnică. Am lucrat că acest semn de recunoștință pe care dumneavoastră l-ați oferit este imaginea Sfântului Ioan Bosco, este patronul preoției mele, când eram mic, din clasa 5-a. Am citit viața Sfântului Ioan Bosco, el a văzut la mașina avea să putea citi și m-am regăsit așa de mult, am plăcut, la niște coincidenții, mama Margareta, mama mea Margareta, tata Francis, tata Francis, mi-a rămas o fan de tată, de mic, eu la fel. Și a fost tot așa frumoasă și mai ales mult lume le-am lucrat cu cei sărași, cu deținuții și Dumnezeu, prin mijlocirea lui, mi-a dat această șansă ca la Bacău să pot să răspund activitatea calitativă, am lucrat tot tată cu deținuții, lucruri extraordinare ca noi care m-au îmbogățit. Și spun din toată inima, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare an, sunt 31 de ani, acum și luna mai, de când am fost sfințit preot, și este o bucurie extraordinară pe care vreau să o împărtășesc în slujirea mea. Noua slujire episcopală, de la care au trecut 4 luni, sigur că m-au surprins și în același timp am spus la pentru că am încredere că Dumnezeu ne-a putea urmă în fața misiunii care mi-a fost încredințată pentru că mă necodicios m-a întâlnit cu carul său. Am încredere că și această slujire pe care nu am cerut-o, nu am dorit-o, dar a venit. Eu am spus da și am spus pentru că am încredere că același Dumnezeu mă va ajuta și mai ales că sunt mulți credincioși și chiar dacă sunteți cunoască pe unii din el, doamne, cunoscut de la Bacău sau de la Iași. Și sunt sigur că dumneavoastră vă veți însoți cu ajutorul de cei dumneavoastră. Spuneam și anul că România, când ea cerea pe visul de conducere, un an cu acolo semn special, semnul care să îi facă pe ceilalți atenți și îngăduitori, ca să îl însoțească și să-l ajute să fie mai bun cu el, pentru că el a început. Și eu am semnul pe începător în această nouă slujire și vă rog din inimă, rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să mă lumineze, să mă ajute, să îmi descrie cuvintele și faptele, ca să pot să aduc bucurie celor din jurul meu, să vă aduc o rază de speranță într-o lume atât de greu încercată. Vă asigur de rugăciunile mele, vă mulțumesc din suflet și în acea biserică despre câte o amintire, pentru ca să vă aduceți aminte din când în când și să învățați câte o rugăciune la Tatăl din Cer, pentru ca să fim un păstor bun. Vă mulțumesc din suflet și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să îndeplinească toate poruncile tale.